Noi detalii în cazul tragediei de la Spitalul de Psihiatrie Emurgent din Vaslui, unde 3 oameni au murit, iar alții 29 au ajuns la urgențe după ce au mâncat pomana primită de la o mănăstire. Ciorbă cu perișoare și pește cu legume a fost meniul trimis de călugări cu ocazia unei sărbători religioase. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă, iar mănăstirea a fost amendată pentru că nu avea dreptul să presteze activități de catering. În timp ce rudele pacienților îi acuză pe reprezentanții spitalului că nu i-au anunțat de tragedie, purtătorul de cuvânt al spitalului mărturisește că nu este prima dată când instituția primește mâncare de la mănăstire și spune că decizia a fost luată pe prietenie. Am organizat rapid examinarea și trierea pacienților care aveau simptomatologie. Numărul lor a fost în creștere. În total, 29 de pacienți au fost transferați la 3 spitale, unde puteau să primească și asistență medicală de terapie intensivă. Cele 3 spitale sunt 2 din județul Vaslui, respectiv Spitalul din Bârlad și Spitalul din Vaslui. Și, bineînțeles, și la Iași, toți pacienții care se află internați au o evoluție favorabilă, inclusiv cel care se află internat la terapie intensivă la Spitalul din Bârlad, nu are o problemă, adică nu s-a rătăuțit starea generală. Mănăstirea Florești a fost controlată de către polițiști și procurori. La fața locului a fost prezentă și o echipă de SVSA care a confiscat pește regăsit în frigidere și congelatoare pentru a-l examina, iar toată bucătăria a fost sigilată. S-au prelevat probe de aliment de la spital care au fost transmise și probe biologice de la pacienții care prezentau simptomatologie au fost trimise la Institutul de Medicină Legală din Iași. Peștele din care s-a gătit mâncare, înțeleg că avea acte de proveniență, s-au găsit și alte cantități nefolosite care nu aveau astfel de acte de proveniență, însă ele nu au fost folosite pentru pregătirea acestei mese. Inspectorii au descins și la depozitul de unde călugării au cumpărat peștele. Aceștia au confiscat mai multe kilograme de pește din lotul considerat infestat. Administratorul depozitului de unde călugării au cumpărat peștele este ferm convins că altele au fost cauzele care au produs moartea celor 3 pacienți. Acesta se bate cu pumnul în piept că marfa pe care o comercializează este în regulă, chiar dacă provine dintr-o zonă nesigură. Ați auzit pe cineva că a murit de la pește? Eu am 30 de ani de când vând pește și n-am auzit că a murit cineva de la pește. Sunt alte probleme, nu. Totuși, recunoaște cu nonșalanță că nu a consumat vreodată din peștele pe care îl vinde altora. N-am consumat, eu nu mănânc așa ceva. Adică cum așa ceva? Ce are? Nu sunteți româncă? Ați auzit că pangasus este crescut în Taiwan și Taiwanul... Hai că vorbesc cam multi. Halucinant este că purtătorul de cuvânt al unității spitalicești afirmă cu ușurință că nu este prima dată când instituția primește mâncare de la călugări fără să respecte vreo procedură. Acesta susține că decizia s-a luat pe prietenie. S-a făcut o dispensă față de mănăstire pentru că erau prietenii noștri, dar în general când persoane sunt interesate să ofere pacienților o masă sub forma unei pomeni pentru decedați, noi avem o altă procedură, stabilind cu familiile respective meniul. A fost o situație deosebită și diferită. Nu ar fi chiar prima dată când mănăstirea ne oferă această posibilitate să dăm o masă bolnavilor, altfel decât oferă spitalul și nu s-a întâmplat niciodată o astfel de situație, cel puțin nu de așa o gravitate. De asemenea, legătură telefonică directă cu noi, domnul Daniel Onofrei, prefect de Vaslui. Bună seara! Bună seara! E un caz foarte trist, o tragedie ce s-a petrecut acolo. Ce știți dumneavoastră despre... ce detalii aveți dumneavoastră despre ce s-a petrecut la spitalul din Urgeni și cu acea pomană care a fost făcută cu cele mai bune intenții și înțeleg că nici n-ar fi prima oară? Bun, într-adevăr, e un caz nefericit, un fapt caritabil s-a putut transforma într-o nenorocire colectivă. Acum nu suntem foarte siguri, ba chiar aproape spre deloc, că această îmbolnăvire a survenit datorită acelei hrane, mâncare trimisă de la Mănăstirea Florești. Așa cum și domnul doctor care a discutat cu dumneavoastră puțin mai devreme a specificat foarte clar, nu am avut înregistrate niciun fel de solicitare de ambulanță sau solicitare de sprijin medical
din zona Mănăstirii Florești. Ceea ce ne conduce către o altă concluzie, astea fiind discuții până când vom obține rezultatele laboratorului. Că, de fapt, problema ar surveni din altă sursă, această sursă pe care noi o discutăm și am luat-o în calcul, ar fi ori sursa de apă, ori aceste conserve care există în depozitele spitalului. Și voiam să vă mai întreb un lucru, domnule prefect. Eu cel puțin nu mi-aduc aminte să se mai fi dat vreodată, tocmai pentru că nu am mai avut un astfel de caz grav, dar bisericile fac pomeni, de foarte multe ori se întâmplă acest lucru, oferă produse și niciodată nu s-a pus problema să aibă certificare de catering. Tocmai pentru că e prima dată când auzim că se dă o amendă consistentă pentru o mănăstire pe tema aceasta. Există totuși în lege o specificație pentru mănăstiri? Deci o specificație către mănăstiri în sens strict nu există, însă există o specificație care duce la această discuție în sensul că nu au voie să ofere spre consum populației decât instituții care sunt autorizate din punct de vedere sanitar, veterinar. Acum, aceasta este o discuție, însă faptul că administratorul spitalului a primit și a acceptat aceste produse fără să cunoască proveniența și modul în care au fost preparate, acolo cred că este o greșeală mai mare. Da, faptul înțeleg că nici n-a fost prima dată și da, exista deja o relație de prietenie, oamenii au vrut să facă un bine. Din păcate, vedem, efectele au fost tragice. Și de asta așteptăm și rezultatele anchetei. Mulțumim foarte mult pentru intervenție, domnule prefect.